Numai deschis. Și vreau frumosul, am fost 3 luni bolnav și fără asistență medică și fără medicinale și am ajuns unde am ajuns și am salutat o familie. Mi am spus de nevasta mea, state liniștit, dacă eu mă duc în veșnicie, voi state liniștit. Nu chemate pe poliste, nu chemate să salvare, că noi bani nu avem. Dacă o fratele Ghetan se aduce, tatico se aduce, aduceți în cimitere și gloria lor. Și costume am, nu am spus un costum, am vrut o costumă și gloria Domnului. Dar ultimul cuvânt pare Domnul. Și nevastea mea a dormit lângă mine o lună. Lângă mine dormim așa la picioarele pentru vedere dacă eu respiravo, nu respiravo. Dacă respiravo, nu respiravo. Nu avem o asistență medică, atunci nu putem chema un doctor, nu putem chema salvare, pentru că o zile de COVID în spital sunt de 3.000 de euro, 3.700 de euro, spunem așa, pentru că s-a crescut cu preț. Fiecare spune că Liria face și e vrei. Pentru furare bani și doctor sunt din primii poți. Și un statul este și complice. Dar așa este, ce se poate face? Și pe noi frumos, frate, noi nu am avut un asistență medică, nu am avut un medicinal, nu avem nicio bani, bine stresul, și avem o eu, avem o numai de Domnul. Nu avem o ceva. Am pregătit o familia mea, copilașii mei, dar am pregătit o tatătică, dacă nu se trezește, statele vestite și gloria. Am spus de nevastă mea, se tună, nu-mi cumpăr un sitiu mare, cumpăr un sitiu așa, distrași. Și mi se percepe, m-am pregătit, când nu am avut o putere, drum, vedem că forțele mele vizibă, nu avem o putere, m-am inteles eu că am plâns în fața Domnului și am spus, uite, ticule, dragă, să mulțumesc că mi-ai dat această oare să te cunosc. Te mulțumesc pentru dragostea și tu ai avut-o pentru vina. Așa cum spune pe fratele, popisar în golul ăsta, Dumnezeu m-a iertat toate fratele. Acolo m-am întâlnit cu Domnul și sunt fericit de această dragoste de la Domnul. Și spune, Doamne, să mulțumesc că m-a dat această oară să fiu copilul tău. Ajută-mă, Doamne, ajută-mă acum să-i ajung cu tine. Nu am bani, nu am putere, nu am nici o medicinală, am un nume pe tine, Doamne. Și m-am lăsat în toate lucrurile mei să lasă. Am spus de la voastră mea, în ce putem vorbi, spunem Maria. Ne vedem în cerul, pentru și vedem că termină viața mea aici pe pământul. Și m-am întâlnit de voastră mea fugiră de încă mine și plângea la acolo singura. Și pe frumosul și a trecut o zi, a trecut o 2 săptămâni, a trecut 3 săptămâni și într-o dată vezi că Domnul Dumnezeu îmi spune mine, încă nu ai ajuns în timp. Încă te voi da libertate de slujire în numele meu. Încă tu vei predica în numele meu. Și mă amintesc într-o vedenie, spunem, Doamne, lasă-mă aici. Lasă-mă aici lângă tine, că aici pe pământul este o peste la biternare. Iertată în asta vorba, așa cum spune la Hristos. Biserica nu mai este biserica dinainte, nu este biserica de rugăciune. Și Domnul Dumnezeu spune, nu ai terminat aici. Atunci trezește-te și ridică-te din parte. Și vă rog frumosul, slavă, am pierdut cred un 15-20 de kilograme și am spus la nevastă mea, ajută-mă să mă scol din parte. Ce? Să mă scol din parte? Ajută-mă. Și Sfântul Maria m-a ajutat să mă ridic și am spus, tu, pregătește ceva din mâncare, mi-e Stefan. Și dacă tu ai o lună când nu mă ridic. Dar am spus, dacă nu mi-e Stefan, pregătește ceva. Pregătește un puțin de spaghetti tăiat. Și Domnul m-a ajutat. Domnul Dumnezeu m-a ajutat. Și după când m-am recuperat ceva vorbe, după când m-am recuperat ceva putere, și spuneam al Domnului, Doamne, de ce nu mai dus în casă? Am bătut la ușii în cer, de ce nu mai deschide? Și Domnul Dumnezeu spunea, încă munca ta aici pe pământ nu s-a terminat. Și vreau frumosul frații nostru, cu această fratele Popisan, am trecut cu bucurie împreună, am trecut și sub
conferenze del Verona, qualsiasi missione che monte le sioni noi, abbiamo avuto quattro cifre mossi, in torta non mi hanno messo un altro viso, non mi si è mandato a ciasta aro se fi, o fine può entrare, cifre in domine, se fi ciò fine può entrare per farsi, gloria a Dio, a ciasta missione.